Popescu. Acum avem, să spunem așa, o întâlnire cu mare hals. Este vorba de cartea lansată de domnul Hreacă, o antologie a ezigraniștilor voțiuneni. O lucrare, aș spune, deosebită, pentru că eu știu câtă muncă este numai să adune atâtea materiale. Și chiar la selecție, pentru că toată lumea este foarte talentată, sunteți oameni deosebiți, oameni care, într-adevăr, aveți ceva de spus în această cetate culturală, așa cum ne dorim noi să fim Botoșani. Biblioteca noastră este onorată de prezența dumneavoastră. Eu nu vreau să întind foarte mult vorba. Am selectat o mică epigramă pe care am considerat-o, nu știu, adecvată momentului. Urmăresc, cam așa. Ea aparține domnului Gavrilescu. O epigramă e un joc matur, al cărui scop mi-e lesne să-l explic. Te ești deștept, te scapă de cușuri. În caz contrar, nu poți păți nimic.